Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, slava și puterea, în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Pentru ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și El te caută prin lume suspină, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare, ori și când. El te caută prin lume.
de jertfa crucii tot mereu. Că ea ne-a spălat păcatul cel mai greu. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgii. Tu nu vezi că viața trece, vine moartea, groapa-i rece pe vecii. Iar sufletul în iadul curgii. De ce râzi de rugăciune și de post, de biserica cu slujbele cu rost? Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel sminutit. Tu nu știi de rugăciune, ce amară înșelăciune te-a rănit și te-a amăgit Satana cel sminutit. Azi biserica te cheamă cu al său glas, ca să vii la rugăciune în orice ceas și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi vini de sus și să asculți slujba cea sfântă în altar îngerii cântă lui Iisus. Heruvim cu aripi multe vini de sus și toți cântă cu preoții într-un cor. Nevăzuți de ochii noștri ai tuturor, numai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe mai de ființe alese și le-au dat daruri prin mese Duhul Sfânt, ca să întărească credința pe pământ. Credința cea ortodoxă a lui Iisus, cu șapte taine cum le-a spus, cine trupul lui primește, cu Iisus se împărtășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Cine trupul lui primește, Iisus se împărătășește, dragul meu. El trăiește cu nădejdea-n Dumnezeu. Și măicuța lui cea sfântă-l va păzi cu puterea Sfintei Cruci-l va umbri. De Satana cel sminetit, ce pe creștine i-a amăgit ca un host.
pe toți de satana cel smintit, ce pe creștini a amăgit ca un post și îi trage în rătăcire mai pe toți. Prorocia mincinoasă s-a înmulțit și satana multe sate-a dobândit, forme de sectea măgitoare, de suflete pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt, forme de sectea măgitoare, de pierzătoare pe pământ, fulind preoția și lucrul cel sfânt. Să nu te lași amăgite, iubitul meu, de satana cel smintit, dușmanul tău. Vino Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul meu, și răsplata o primești la Dumnezeu. Vino-n Biserica sfântă, cu icoane împodobită, dragul și răsplata o primești la Dumnezeu. Biserica cea sfințită să n-o uiți, că izvor de viață de la Sfinți Părinți, în ea vei găsi lumină, mântuirea ta de adevărul este unul pe pământ. În ea vei găsi lumină, mântuirea ta de plină, ori și când. Adevărul este unul pe pământ. Pământul cu sale-i trecător, iar tu, omule, în lume călător, azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Azi ești tânăr și-n putere, frumusețe, bani, avere, dobândești. Mâini o mână de țărână tu mai ești. Toate se vor schimba ca și cum n-au fost, se va schimba pe al vieții rost. Fiecare-și va lua plata după cum îi va fi fata, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Fiecare-și va lua plata după cum mâi va fi fapta, dragul meu. Peste toate împărății va Dumnezeu. Biserica
nu poate fi închisă, chiar dacă adunările se închid. De veacuri a rămas necompromisă, chiar dacă a fost hulită, interzisă, că în dreptul ei nu oamenii decid. Biserica nu poate fi stopată de virus, pandemii sau vreun decret. Biserica cea sfântă și curată, din suflete de sfinți este formată, urmașii lui Iisus din Nazaret. Biserica nici când nu se răcește, doar catedrale părăsite-s reci. Biserica e vie și trăiește, căci răscumpărătorul ei domnește. Iisus e Domn și împărat în veci. Biserica nu poate fi oprită, oricât ar fi să vină în viitor. Ea este de Iisus Hristos zidită și are temelia neclintită. Ea e turma prea iubitului păstor. Biserica nici când nu se învechește, chiar dacă ani s-au scurs vreo 2000, oricâte au fost și-or fi, le biruiește și zi de zi mereu se pregătește de sărbătoarea care va veni. Biserica nu poate fi distrusă, chiar de-i lovită sau trântită jos, dar niciodată nu va fi răpusă, atâta vreme cât va fi condusă de Marele Păstor, Iisus Hristos. Biserica nu poate fi golită, cât membrii ei pe din lăuntru splini. Biserica e mireasa cea iubită, care de Domnul ei va fi răpită, în locul plin de slavă și lumini. Biserica va trece peste toate și știm că încercări vor mai veni, trăind credința vie în unitate, păstrând în inimi cugete curate, răbdând până la sfârșit, vom birui. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sinaxar.
Astăzi, 7 iulie, biserica noastră drept măritoare face pomenirea preacuviosului părintelui nostru Toma cel din Maleo. Acesta a strălucit mai întâi cu viața înaltă de voievod, făcând multe și mari biruințe împotriva barbarilor, apoi, iubind pe Hristos și socotind toate ale lumii ca nimic, a intrat sub jugul cel ușor al Domnului și atât a întrecut pe ceilalți în răbdarea ostenelilor pentru fapta cea bună și cu numele și viața cea cinstită, încât părea un stâlp de foc pentru cei ce erau aproape de dânsul când se ruga. Și suindu-se la muntele ce se numea Maleo, a strălucit ca un luceafăr și, îndeletnicindu-se cu rugăciuni și privegheri, a luat darul tămăduirilor, gonind demonii din oameni, dând vedere orbilor, pe șchiopi îndreptând și cu rugăciunea izvorând apă și, alte minuni făcând, a răposat în Domnul. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Chiriachi. În zilele împăratului Dioclețian, la anul 282, era un creștin anume Dorotei, împreună cu soția sa care se chema Evsevia. Aceștia, fiindcă erau fără de fii, se rugau lui Dumnezeu ca să le dea rod și fiu, făgăduind să dăruiască iarăși lui pe copilul ce se va naște lor. Deci a ascultat Dumnezeu rugăciunea lor și au născut un prunc de parte femeiască în ziua de duminică, pentru care lucru și pe prunc au numit-o Chiriachi, ce va să zică duminica. Și au hrănit-o cu învățătură și cu cuvântul Domnului, după Sfântul Apostol Pavel, și au păzit-o pe fecioara, fiindcă făgăduiseră a-o a fie rosi lui Dumnezeu. Iar când păgânul Dioclețian a ridicat prigoana asupra creștinilor, atunci au fost părâți născătorii sfintei împreună cu dânsa la Tiran, cum că sunt creștini. Acesta, cercetând pe părinții sfintei, i-a bătut și i-a trimis la ducele Iust, ce se afla la părțile Meletinei, în Armenia cea mică, iar pe Chiriachi a trimis-o la cezarul Maximian, care se afla în Nicomidia. Maximian, cercetând pe muceniță și aflând-o tare în credința lui Hristos, a poruncit și au bătut-o mult. Și de vreme ce sfânta se ruga pentru acesta, tiranul se mânia asupra ostașilor celor ce chinuiau pe muceniță. Atunci a zis sfânta către Maximian: "Nu te înșela, Maximiane, căci niciodată nu mă vei birui, căci harul lui Dumnezeu îmi este în ajutor." Atunci Maximian a trimis pe sfânta la Ilarion, stăpânitorul Bitiniei. Ilarion, cercetând pe muceniță, a dus-o în capiștea idolilor. Acolo, rugându-se, sfânta s-a făcut cu tremur mare, încât s-au zdrobit idolii și s-au făcut ca niște praf. După aceasta a urmat și o furtună de vânt, care a împrăștiat în văzduh praful idolilor și un fulger a ars fața stăpânitorului Ilarion, care căzând din scaun a murit. Venind alt stăpânitor în locul lui și fiind înștiințat de acestea, a hotărât ca sfânta să fie supusă la felurite chinuri din care a rămas nevătămată. Atunci a șezut stăpânitorul la judecată și a dat asupra sfintei hotărârea să fie ucisă afară din cetate prin tăierea capului. Atunci sfânta a cerut vreme ca să se roage și, după ce s-a rugat mult, a învățat pe creștinii cei ce îi urmaseră, apoi, culcându-se pe pământ, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu și, mergând ostașii aproape de dânsa, vrând ca să-i taie capul și văzând o moartă, s-a spăimântat. Deci s-a făcut glas dumnezeiesc către dânsii: "Mergeți, fraților, și propovăduiți măririle lui Dumnezeu." Iar ostașii, întorcându-se, au slăvit pe Dumnezeu. Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Acachie Sinaitul. Acest cuvios părinte al nostru a trăit în muntele Sinai și este cel despre care vorbește Sfântul Ioan Scărarul în cartea sa Scara Raiului, treapta a patra. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici peregrini și cei dinpreună cu dânsul Lucian, Pombie, Isihie, Papia, Saturnin și Germano. Aceștia erau din Italia, dar din pricina prigoanei ce se făcea de Traian, au venit la Dirahia, unde, văzând pe sfântul Astie, episcopul spânzurat pe cruce și fericindu-l, au fost prinși de ostași și, mărturisindu-se că sunt creștini, din porunca antipatului Agricola, au fost aruncați în Marea Adriatică
și așa au luat cununa muceniciei, iar moaștele lor, scoțându-le mare afară, le-a ascuns în nisip. După ce au trecut 70 de ani, s-au arătat episcopului Alexandriei, care luându-le le-a îngropat cu cinste, făcând deasupra lor o casă de rugăciune. Tot în această zi, pomnirea Sfântului Mucenic Evstatie, care de foc s-a săvârșit, pomnirea Sfântului Policarp cel Nou, care de sabie s-a săvârșit, și pomnirea Sfântului Evanghel, care de sabie s-a săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cele 10 porunci, Decalogul 1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți dumnezei afară de mine. 2. Să nu-ți faci chip cioplit, nici altă asemănare, nici să te închini în lor. 3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. 4. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. 5. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca bine să-ți fie și mulți ani să trăiești pe pământ. 6. Să nu ucizi. 7. Să nu fii desfrânat. 8. Să nu furi. 9. Să nu ridici mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău. 10. Să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău.